și vreau să-i mulțumesc pe această cale, dar dacă suntem aici, să nu ne mulțumim doar la faptul acesta de a fi vindecați în trup, ci să plecăm de aici vindecați în inimă, mântuiți, să plecăm în această seară mântuiți de Domnul nostru, de Iisus Hristos, și să alegem din această seară să trăim în adevăr. Și cum scrie acolo versetul, cuvântul tău este adevărul. Îl avem, alții au fost persecutați pentru el și noi ar trebui să fim mulțumitori pentru el. Și vă îndemn în seara aceasta să alegeți ca această scrisoare a lui Dumnezeu să o citiți și Dumnezeu așteaptă răspunsul dumneavoastră.